După ce am văzut că trânturii sunt un exemplu pe care niciun potențat al momentului nu l-ar urma, de aceea sunt trânturii antipatici și desconsiderați de unii oameni de știință și mai ales de autorități competente, încât nici nu se discută de registru genealogic și pedigree. Trântorul este o insectă fascinantă de la naștere, la împerechere și până la moarte. Așa cum am văzut, împerecherea și moartea sunt adesea foarte aproape în timp, iar moare la scurt timp după aceea. Obiectivul primordial al unui trântor este să se împerecheze cu o regină. Trântorul pleacă în mod regulat din stup pentru a-și găsi zonele de adunare a trântorilor, în speranța de a fi parte a unui zbor de împerechere. Deși nu sunt convins decât 50% de această zonă de întâlnire a trântorilor, este ca și cum ar merge ca băieții la club sau la pub și să întrec în halbere, încercând să atragă atenția la vreo reginuță care rătăcește întâmplător pe acolo. Deseori, unii apicultori lasă impresia, atunci când descriu acest moment unic și atât de important din viața trântorului, ca fiind unul disgrațios, transformând tot ritualul nupțial dintre regină și trântor ca fiind un viol macabru în care între 10 și 20 de trântori se sinucid datorită mustrării de conștiință. Astfel, această regină este unica câștigătoare a bagajului genetic transmis de fiecare trântor, care a finalizat cele 5 minute de iubire, oferind ceva absolut esențial pentru viitorul coloniei de albine, diversitatea genetică. O regină pe parcursul zborului de împerechere, necontrolat, fără să discutăm de izolare reproductivă specifică a albinelor, se va împerechea cu trântori numeroși din diferite colonii din areal. Astfel, lărgește bagajul sau bazinul genetic. Acest lucru are, în general, beneficii pozitive, cum ar fi capacitatea mai mare de rezistență la boli. Cu cât este mai mare diversitatea genetică a spermei colectate de regină, cu atât este mai mare șansa coloniei de a supraviețui. Pentru stupina de producție, în care apicultorul își crește singur reginele, în contextul împerecherii necontrolate, diversitatea genetică ar aduce importante beneficii, cum ar fi creșterea productivității, dar și o capacitate mai mare de a rezista la boli. Aceste beneficii pot compensa creșterea tendinței de roire și irascibilitatea albinelor, atunci când se lucrează cu albină cu origine necunoscută, unde nu se utilizează cel mai important instrument din zootehnie, registrul genealogic. În situația izolării reproductive și a împerecherii controlate a reginelor, un instrument foarte important este registrul genealogic. Cunoscându-se originea, dar și parametrii de ameliorare atât la regină cât și la trântori. Trântorii implicați în procesul de împerechere au o origine cunoscută și stabilită prin programul de ameliorare pentru albine. Registrul genealogic, împerecherea controlată în contextul izolării reproductive a reginelor, este o condiție esențială atunci când se discută de stupine de elită și stupine de multiplicare. Dar cu toate acestea, importanța trântorului nu se limitează doar la atât, așa cum vom vedea în episoadele viitoare.